Bună, dragii mei, și bine ați venit la Vlogmas ziua 12. Din nou sunt aici la geam. Cred că a devenit locul meu favorit pe timpul zilei, pentru că este o lumină foarte bună aici și se vede foarte bine. Ceasul nu mai este 12:30, atenție, este 1 fără un sfert. Catalea doarme de vreo 10 minute. Din nou i-am dat să mănânce dimineață, am mâncat și eu de data aceasta, pentru că aseară am fost la cumpărături la Lidl și Tesco. Mi-am cumpărat aseară din Lidl un croissant cu Nutella, eu le ador, sunt preferatele mele, și l-am servit alături de ceai. N-am mai filmat aseară ce am cumpărat, pentru că în primul rând n-am cumpărat cine știe ce. Cred că am cumpărat, nu știu, de 30 de lire, 35 de lire maxim, pentru că nu aveam cumpărături mari și am zis că n-are rost să vă filmez 2-3 chestii pe care le-am la noi. În schimb, vreau să vă arăt, pentru că am fost în Tesco, i-am luat Catalei niște ștrampi. Nu scrie pe ei cât costă. Ba da, 7 lire am dat pe ei. Placă, sunt foarte groși. Da, 18-24, pentru că am observat că ștrampii cam intră la apă și rămân mici imediat, dacă pot să le spun așa. Și azi dimineață, tocmai ce a venit H&M-ul și eu i-am dat comandă Catalei de o pijamaluță așa. Este cu cățeluș. Este un fel de pijama crăciunească. Mărimea este 9-12 luni, pentru că acestea de la H&M fiind lucrate un pic mai mari, mărimea îi corespunde, deci ea se încadrează în mărimea 9-12 luni. Dacă vă amintiți, i-am mai dat eu acum 2 săptămâni, cred, comandă tot de la H&M de pijamale din acestea de dormit și am cumpărat de 12-18 luni și vreau să vă zic că ei sunt mari aici, dar noroc că pot să le îndoi, că au, sunt așa gen pantalonași. Cam atât i-am cumpărat Catalei, are destule, din câte ați văzut în vlog, când i-am făcut curățenie la haine, chiar are. Ce mai trebuie să-i mai cumpăr și ce aș mai vrea să-i mai cumpăr? O geacă, după cum bine știți, dar o să mă duc săptămâna viitoare în Primark sau în Tesco mare, dar Primark-ul și Tesco cel mare sunt în orașul vecin și trebuie să conducă soțul până acolo, că n-avem cum să mergem pe jos, că dacă era atât de aproape, eram acolo până acum. Pentru că aceea roz pe care, rozul acela pudră, pe care o poartă ea mai mereu, mi se pare că s-a strâns vata aceea înăuntru și cred că a intrat și la apă sau ceva de genul și văd că îi vine cam strântă, cu toate că este de 12-18 luni. Și aș mai vrea să-i mai cumpăr niște badiuri cu mânecă scurtă, pentru că de cele mai multe ori eu îmbrac pe ea în casă în acele badiuri cu mânecă scurtă și ștrămpișori, pentru că ștrampii nu poate să-și dea jos. La șosete avem un mare chin, când îi dau șosete întotdeauna și le dă jos și trage așa de ele. Da, deci să vă zic ce aș cam vrea să facem astăzi. Ieri mă uitam pe Facebook și nu mai știu la cine am văzut un story cu pizza 4 formagii și mi s-a făcut o poftă. N-am mai mâncat pizza 4 formagii. Adevărul e că eu n-am făcut niciodată acasă. Cred că de anul trecut, de când eram gravidă și am fost în țară. Ceva de genul. Și m-am uitat eu pe YouTube la Jamila, bineînțeles. Și am văzut că are și ea o rețetă. Toate că nu e foarte greu. Faci aluatul de pizza, pui un sos de roșu și îți pui brânzeturile. Și ieri am fost, inițial de asta am fost la cumpărături, să cumpăr blue cheese, mozzarella, ricotta și nu mai știu ce am mai cumpărat. Am mai cumpărat un fel de brânză, dacă nu mă înșel. Nu mai mi-aduc aminte. Da, în fine.
Deci, o să facem mai târziu pizza 4 formaggi. S-ar putea să fac una pentru mine și una, dar cu porumb și o pizza clasică pentru soț, pentru că el nu prea se omoară după 4 formaggi. Și aș vrea acum, până nu se trezește Catalea, pentru că nu știu cât o să doarmă, pentru că a dormit foarte greu și când am pus-o jos în pat, cum bine știți, dacă știți, ea doarme în brațe, legănată și cântându-i. Și când am pus-o jos în pat, a început să se mâțâie. Și acum nu știu. Oricum are gingiile de sus foarte, foarte inflamate. Așa că mă duc în camera mică. Nu știu dacă să vă filmez ce e acolo, pentru că este full de haine. Este o totală nebunie. Dar, sincer, spun, n-am mai avut timp să le mai fac. Le-am împachetat și le-am pus acolo. Am și un stander de haine pe care nu l-am pus la uscat și l-am pus decât la spălat. La uscat, mă refer, în mașina de spălat. Și am spălat o mașină și am pus-o pe stander. Nici acum nu l-am împachetat. Hainele pe care le-am împachetat al arterii nu le-am pus la locul lor decât le-am pus acolo în camera mică. Pentru că în camera mică am și căruțul Catalei de care vreau să mă scap, sinceră să fiu, pentru că nu-l mai folosesc. Pentru că dacă vedeți în spatele meu acolo, Moș Crăciun, Moș Crăciunul din partea nașilor, nașii fetiței, i-a adus o tricicletă. Dacă nu mă înșel, este o tricicletă 6 în 1. Se rotește, este de la 6 până la 5 ani, dacă nu spun prostii. Și așa că nu mai are rost să mai țin căruțul dacă o am pe aceasta. Inițial aș vrea să-i cumpăr un pușpram, dar să vedem, aceasta este foarte, foarte utilă. Și deci cu căruțul nu prea mai am ce să mai fac. Las pălăvrăgitul, că deja vorbesc, cred că, de 12 minute. Și chiar vreau să mă duc sus, măcar să mai pun din pijamalele noastre, să mai pun ceva acolo în șifonier. Sincer, să fiu, mie și urât să mă apuc. Pentru că așa fac majoritatea timpului când nu am timp. Împachetez hainele, bine, măcar că le împachetez și nu le las una peste alta și le pun acolo, ba în pat, ba pe stander. Am fugit. So bright, but
lumina și curățenia așa arată acum. Bine, acolo în colț chiar nu am ce să fac, pentru că pe scaun am niște pături. Am pus car seat-ul Cataleii de când era ea bebeluș. Bine, l-am folosit până acum o lună, cred. Acolo am pus niște ligiane. Am udat și florile, am curățat pervazul. Aici nu mai sunt haine. Wow! Iar acolo am pus sacul Catalei, cel cu hainele pe care le-am făcut ieri, pentru că v-am zis, până când nu iau acele pungi, nu am ce să fac. Am dat și cu aspiratorul și acum ai și tu loc să te miști. Oricum, asta o să fie camera Catalei, la nu când o să facă ea 2 ani, canapeaua asta de aici o să dispară și multe chestii de aici o să dispară. Haideți că închid acum și vorbesc cu voi de jos. Din nou cu fața mea neprezentabilă. Dar, sinceră să fiu, nu vine să mă machiez și să fac treabă în casă, sincer. Cum ar fi să mă machiez, să-mi pun fond de ten și rimel și toate cele și să stau în casă să fac treabă, nu. Așa, deci am terminat în camera mică. Bine, că mare chestie n-a fost. Nu știu ce s-a întâmplat, că am lăsat camera pornită, nu știu exact cât a filmat, dar la un moment dat când m-am uitat să văd dacă mai filmează, nu mai filma. Deci nu știu exact cât am filmat din ce am făcut acolo. Ce să întâmplă? Cum ziceam, camera aceea nu este foarte mare, o ținem pentru depozitat și uscat lucruri, acolo nu intră și nu doarme nimeni. Bine, de intrat intrăm, să ne luăm pijamale și ce mai avem nevoie. Acea cameră o să fie camera Catalei la anul. De fapt, eu așa îmi doresc. Dacă o să mai locuim în această casă, acea cameră o să fie camera Catalei. Eu îmi propun ca ea, când o să facă 2 ani, să o mut singură la ea în cameră. Gata, te-ai supărat? Te-ai supărat, bătățel? T-a supărat? Soțul nu prea vrea, de-aia am zis că n-are cum să o țină în cameră cu noi până se face mare. Cred că este și foame, pentru că s-a trezit de vreo oră și ceva și de obicei la o oră, după ce s-a trezit, mănâncă. Acum o să mă pun să-i fac un pic de supiță. Mamă mie! Mamă mie, inima mea! Dublețielul meu, sânicul meu mic! Da! Cred că o să-i fac o supiță de legume cu dovlecel, nici nu mai știu ce mai am în refrigerator, morcov, ceapă, ardei, supă de legume pentru copii. Și sper să se facă repede, oricum dovlecelul se fierbe repede, cartoful se fierbe repede. Să fie tutulic, iată-mi iată. Give me five. Ciocănitoare. Ușor, mamică, drop tințișor, inima mea. Ciocănitoare, mică. Ia mă și gândilă. Ia mă și gândilă, mă. Fata-i să frumoasă, călugule și pe dincișorii. Mă apuc să-i fac ciorbița pentru că este destul de târziu. Și sper să se fiarbă și ne mai auzim.
și după amiază, astăzi vreau să fac din nou pizza, doar că pentru mine o să fac pizza cu 4 formagii și pentru soțul meu Costi o să fac o pizza normală, el nu prea se omoară după această pizza. O să încerc altă rețetă de aluat, așa că aveți nevoie de 1 kg de făină, 15 grame de drojdie proaspătă, eu am drojdie uscată, 50 de mililitri de ulei, acolo zice, de fapt în rețetă zice că 50 de mililitri de ulei de măsline, doar că mie nu-mi place uleiul de măsline în aluatul de la pizza, nu știu, mi se pare că miroase urât și că îmi dă un gust ciudat. 500 de mililitri de apă călduță, eu am aici 300, nu, 200, pardon, 25 de grame de sare și aici 20 de grame de zahăr. Eu n-am pus exact că scrie el acolo. Punem zahărul în apă, drojdia în apa călduță. Nu știu dacă am precizat. Și 2 linguri de făină. Să iau de aici. Și amestecăm bine. După ce ați amestecat, zice că trebuie lăsată la local 15 minute ca să fie gata maiaua pentru aluat. Eu o să o pun pe calorifer și o să o las 15 minute. După ce au trecut cele 15 minute, pentru mine parcă a fost o veșnicie, între timp am spălat vasele ca să treacă mai repede timpul. Deci după 15 minute punem sarea în făină. Amestecăm. Punem maiaua. Uleiul și restul de apă. O aveam pus în altceva, dar am pus-o tot în ăsta să ia toată drojdia, să nu rămână drojdie. Amestecăm cu o lingură, iar când nu mai putem să amestecăm cu lingura, o să o scot pe blatul de lucru și o să-mi bag mâinile în ea. Aluatul este încă la dospit. Eu am pregătit aici câteva ingrediente pentru pizza soțului. Am aici niște salam uscat și niște salam, așa, nu știu, este de la Lidl, nu știu. Sopoca. Nu știu cum se citește asta. Ceapă, măsline, ardei, ciupercile sunt la călit acum, porumb, iar aici am făcut o pastă de roșii, dintr-o cutie de roșii din acelea decojite.
conservă. Și am pus sare, piper și condimente. Aici cred că puteți să puneți ce condimente vreți voi. Eu am pus cimbru, oregano și busuioc. Și cu aceasta ungem blatul de la pizza. Nu știu dacă ați observat data trecută, pentru a evita un blat crud la mijloc, eu după ce pun, deci întind blatul, pun acest sos roșu și bag la cuptor pentru 5 minute maxim, ca să nu să apuce sosul să se usuce bine și frumos pe blat, să nu riscăm, după cum am mai spus, să avem un blat crud la mijloc. Aștept să mai treacă, pentru că mai trebuie să mai las aluatul, a crescut cred că vreun sfert de oră, iar apoi îl iau și mă apuc de pizza. Iar pentru pizza 4 formagi, eu o să folosesc parmezan, ricotta, blue cheese și mozzarella pentru pizza. Și plus sosul de roșii pe care vi l-am arătat anterior. Honey, I know I've been busy working late. All the things we had to do around the house just had to wait, but I promise you that I'll be done by the end of the week, and Christmas will be